dintre noi, Mister Iubiciu Votariu, vă spune câteva cuvinte despre această partidă, după care întrebări. Da, bună seara. Am un rezultat greu de digerat. 1-0-3 acasă. Este prima dată de când sunt eu la Voluntari, când încasăm 3 goluri acasă. O seară tristă, o seară neagră. Am făcut un joc slab, atât pe fază defensivă, cât și pe fază ofensivă. Chiar dacă mă uitam la statistică și am avut o posesie de 63%, nu ne-a ajutat cu nimic. Ca și părți pozitive, care au fost foarte puține, pot să iau decât cele două momente care puteau schimba cât de cât soarta jocului, și aici mă refer la ocazia lui Damașcan din prima repriză, când a scăpat singur cu portarul și a ratat. Apoi am avut ocazia lui Igor, lui Armaș, la faza fixă din minutul 45, la fel, unde a luat o decizie neinspirată din punctul meu de vedere, a vrut să-i dea lui Adam Nemeț când putea să o dea în poartă, dar asta a fost decizia lui pe care a luat-o atunci pe moment. În rest, golul 2 și 3, impardonabile, ne-am oprit la golul 2, ne-am oprit la o fază în care ne-am așteptat să fie offside, cu toate că știam foarte bine, atât eu cât și jucătorii, știm că trebuie să joci faza până la capăt, ni s-a și explicat lucrul ăsta, am avut o ședință cu cei de la Comisia de Arbitri și când s-a introdus sistemul VAR, ne-a explicat că nu trebuie să te oprești indiferent de situație, chiar dacă este offside sau chiar dacă nu este, nu trebuie să te oprești. Noi ne-am oprit. Al treilea gol, nici nu vreau să-l mai comentez pentru că nu mai are rost. Sunt supărat, sunt trist pentru că eram într-un moment bun, aveam o serie de 6 jocuri în care nu pierdusem, dar până la urmă trebuie să mergem mai departe, să ridicăm capul din pământ. Nu este ușor, de-aia am și început și am spus că e o înfrângere greu de digerat. Trebuie să uităm repede rezultatul ăsta și să ne gândim și să pregătim partida cu Petrolul din etapa următoare. Totuși, cum vă explicați și scorul? Pentru că ați avut ocazii, jocul nu arăta chiar atât de rău, am putea spune, dar parcă tabela... Tocmai, eu zic că este, nu știu dacă nedrept 3-0-3, pentru că le-am luat din merite celor de la Chindia, au marcat 3 goluri, dar este un pic dur rezultatul pentru noi. Pentru că, încă o dată, așa cum chiar dacă am primit și am 3 goluri și asta... Parcă jocul nostru n-a fost atât de rău. Am făcut practic 3 gafe, 3 greșeli, pentru că la primul gol mingea este la noi. Puteam să declanșăm un atac pozițional și să avem noi ocazie de gol și primim gol pe contraatac. Ați strigat atunci și la am și strigat, nu mai contează că a fost Adam, că putea să fie Dama, putea să fie oricare. Eu nu am... Putea să fie oricare, putea să fie Florea în teren, putea să fie Marcelo, nici nu contează. Important este că nu a făcut ceea ce trebuia să facă. După care am primit golul, la golul 2 am explicat, golul 3 nu mai are niciun rost să-l mai explicăm. Deci, de asta sunt mai mult supărat, pentru că, nu știu, este un rezultat totuși greu de digerat pentru noi și dur. Un 0-3 acasă este dur. Cu toate că trebuie să felicităm echipa Chindia Târgoviște pentru că au făcut un joc bun, au venit cu lecția învățată, au știut ce au de făcut și și-au câștigat punctele. A intervenit și VAR de 2 ori. Drept? Cum ați văzut? A intervenit cum trebuie sau nu? Nu știu, noi până acum toate deciziile care au fost luate de VAR, în care noi am fost implicați, au fost așa între ghilimele în favoarea noastră. Adică n-am avut probleme până acum, nu știu, poate o dată sau de două ori. De data asta toate deciziile au fost împotriva noastră.
sunt convins că au fost luate corect, că nu vreau să discut despre VAR, dar dacă tot timpul dacă și cu parc. Dar dacă nu ridică fault la nu se acordă fault, avem noi penalti, putem să întoarcem rezultatul, e 1-0. Așa a văzut, am înțeles că a fost, după care la golul lui Dama am înțeles că a fost offside și la Armaș și la Cosmin Achim. Da, o seară neinspirată și pentru noi și pentru noi, în primul rând. Pentru... Neinspirată și la golul 13, deci altă parte inspirație pentru Popadiuc. No, Popadiuc a făcut un joc foarte bun. Eu spun așa, neinspirați în momentele care le-am avut noi. Un jucător foarte bun, mi-e place foarte mult Popadiuc și este un jucător de execuție, este un jucător de viteză. Am analizat adversarul nostru, știam că Popadiuc este un jucător care lovește bine mingea, are execuții, are viteză bună, se demarcă în profunzime. Da. De multe ori mai fac și greșeli. Chiar dacă știm ce joacă adversarul, este posibil să te prindă, să te surprindă, să nu fii atent o fracțiune de secundă și ai pierdut tot ce ai lucrat. Urmează meciul cu Petrolul, vreți să reparați ce așa am văzut în această seară? 100%, 100%. Vom face o analiză, vom discuta despre joc, vom analiza jocul video, vom face să eliminăm greșelile pe care le-am făcut. Altfel nu putem să înaintăm. După care este clar că trebuie să analizăm și adversarul nostru care urmează Petrolul și să ne facem strategia pentru jocul următor și sperăm să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat în seara asta. Adică eu sunt convins că nu se va mai întâmpla, cel puțin ca rezultat și ca și greșeli. Ultima întrebare așa, pe anumările da. Pentru ce s-a întâmplat în seara aceasta, dar nu pot să mă întreb, pentru că a șocat lumea sportului, ce s-a întâmplat cu Simona Halep, cum ați primit această veste și dacă v-a surprins? Da, m-a surprins, sincer m-a surprins. Îmi pare foarte rău ce i s-a întâmplat Simonei, pentru că este o sportivă de top și practic ne mândrim cu, eu cel puțin mă mândresc cu Simona Halep, locul 1 în lume. Chiar îmi pare rău ce s-a întâmplat. Sper să fie o eroare, sper să fie o greșeală sau mai mult nu știu, n-am ce să declar pentru că nu știu exact situația. Chiar îmi pare rău de situația creată, pentru că este imaginea României, imaginea sportului, o mare sportivă. Să fii numărul 1, top în lume și să se întâmple un asemenea... Sper să fie, totuși eu sper să fie o greșeală, să nu fie așa cum se spune. Ok?